tare prieteni, cu voi sunt eu, Irăcica, și voi sunteți pe canalul meu, Irăcica Info. Și astăzi mă voi juca într-un joc interesant, care se numește Ghicește cuvântul. Eu am 6 cuvinte, care o să le traduc în 4 limbi. În limba turcească, în limba engleză, în limba rusă și în limba română. Primul cuvânt este durac. În limba rusă e astanovka. În limba engleză stop, iar în limba română, cum credeți? Oprire de autobuze. Foarte interesant. Iar știți că în limba rusă este cuvânt durac și în limba română el înseamnă prost. Foarte vesel. Al doilea cuvânt pe limba turcească este teşe kürederim. Teşe kürederim. S-a primit. În limba rusă înseamnă spasiba. Iar în limba engleză înseamnă thank you. În limba română înseamnă mulțumesc. Super! Înseamnă că teşe kürederim înseamnă mulțumesc. Al treilea cuvânt. Sandali. Sandali, pe limba română este sandale. Încălțăminte. Pe limba rusă înseamnă stul, iar în limba engleză ceia. Pe limba română scaun. Sandali și scaun. Mergem mai departe. Чоджуклар. Чоджуклар. Pe limba rusă înseamnă deci, iar în engleză children. Interesant, cum e în română? Copii. Vă închipuiți? Чоджуклар, copii. Nu chiar seamănă. Iar voi cum credeți? Scrieți în comentarii. Va fi interesant să citesc părerea copiilor. Următorul cuvânt. Electro. Super guess. Electro super guess. Interesant. Pe limba rusă înseamnă pâlisos, iar pe engleză vacuum clean. Iar pe limba română aspirator. Vă închipuiți? Electro super guess înseamnă aspirator. Încă un cuvânt, al cincelea. Merhaba. Pe limba rusă înseamnă здравствуйте, iar în limba engleză hi, hello. În limba română bună ziua. Și ultimul cuvânt. Nasel syn. Care pe limba rusă înseamnă что делаешь, iar în limba engleză what are you doing, iar în limba română ce faci. Mie foarte mult mi-a plăcut acest joc. Iar vouă, scrieți în comentarii. Puneți like-uri și abonați-vă la canalul nostru YouTube Irăcica Info. Pa, pa! Merhaba. Merhaba. Pe limba rusă. Mama. Următorul cuvânt. Merhaba.